Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pentru Preasfințitul Părintele nostru Beniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preacuviosul Părintele nostru stareț, Arhimandritul Nicodim, împreună cu toți părinții, frații, viețuitorii și ostenitorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bine, credinciosul poporul mânt de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește! Celor drepți și în adunare mari sunt lucrurile Domnului. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Fericit este bărbatul care se teme de Domnul într-o poruncile Lui. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dă-i născut din Fecioară, pe noi cei ce cântăm, aleluia! Fiți misiunea lui pe pământ, binecuvântat, și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pe noi, Dumnezeu, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lui. Amin. Pe tine, Soarelui dreptății, și să te cunoască pe tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă ție! Cu tine va fi începătura cea de plină, ziua puterii tale, între lăcie, vinde și în zilor tăi.
Domnul ucenicilor săi, toate-mi sunt date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl. Nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și căruia va voi Fiul să-I descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Face ție bine, vestitorule! Slavă ție, Doamne, slavă ție. Greșala cea de voie și cea fără de voie și de grabă ridică-i din patul durerii. Rugămâne ți auzi. Acum să vă recordăm.
Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Adierea voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Într-o împărăția sa. Amin. Ia dormiți într-o fericire eroi, ostașii și luptătorii români. Din toate timpurile, din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă în lacuri și deci, deci.
în această a doua zi după praznicul nașterii Mântuitorului Hristos, la Sfânta Liturghie am ascultat citindu-se un pasaj din Evanghelia de la Matei în care se relatează fuga sau mergerea Domnului în Egipt împreună cu Fecioara Maria și cu dreptul Iosif pentru a fi ocrotiți sau păziți de mânia lui Irod, care, auzind de la magi că s-a născut un mare împărat, a dat ordin ca să fie omorât toți copiii din Betleem și din toată zona respectivă, ca nu cumva alt împărat să detroneze dinastia lui din regatul lui Iuda. Așa cum foarte bine vedem, Dumnezeu poartă de grijă pruncului Iisus, chiar și atunci când avea unde să nască, îi pregătește o peșteră și acolo, între dobitoace, cum zice și colindul nostru, între mei și oi, Fecioara Maria naște. Se arată îngerii, vin păstorii să-i se închine, însă și magii din răsărit s-au pornit ca să se închine acestui mare împărat. Pentru că magii au călătorit mai multe luni până au ajuns la locul nașterii Mântuitorului Hristos. Lucrul acesta îl vedem din Sfânta Evanghelie, pentru că Irod a dat dispoziție să fie omorâți pruncii care aveau de la 2 ani în jos. Deci aproximativ 2 ani de zile au călătorit magii din răsărit, care au venit de departe, nu erau mijloacele de transport de astăzi, în care oamenii pot călători distanțe foarte mari într-o perioadă scurtă de timp. Ce vedem din Sfânta Evanghelie de astăzi? Vedem că Domnul poartă de grijă pruncului Iisus. Îl ocrotește în Egipt, acolo îi călăuzește pașii lui și părinților lui, iar după aceea, după ce a murit Irod, se întoarce înapoi și merge în Nazaret ca să se împlinească Scriptura. Iubiți credincioși și credincioase, tot în această zi, în calendarul bisericii noastre, avem înscris sărbătoarea Soborul Maicii Domnului, pentru că prin Maica Domnului, vasul cel ales s-a întrupat cuvântului Dumnezeu. Ea fiind născătoare de Dumnezeu, este cinstită în mod deosebit în această a doua zi, pentru că prin ea, vasul cel ales, prin ea care și-a sfințit viața prin postire, rugăciune, prin osteneri și prin ascultare desăvârșită, iată Dumnezeu, cuvântul, se întrupează și devine din Fiul lui Dumnezeu, cel născut din veci de Tatăl, așa cum zicem noi în crez, devine Fiul Fecioarei, pentru că El se întrupează în timp ca pe noi oamenii să ne răscumpere de robia păcatului și a morții. Fecioara Maria și-a sfințit viața petrecând în rugăciune și lucrul acesta îl vedem chiar din tradiția noastră bisericească și în cursul anului bisericesc noi avem o sărbătoare închinată Maicii Domnului, aceea a intrării în Biserica Maicii Domnului. Știm că la vârsta de 3 ani, Fecioara Maria a fost dusă în templu. Iar acolo a fost primită în Sfânta Sfintelor, acolo unde a intrat doar arhireul o singură dată pe an. În mod providențial, arhireul a dus-o în Sfânta Sfintelor pe cea care avea să devină Sfânta Sfintelor, pentru că din ea s-a născut Fiul lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși și credincioase, Maica Domnului este pentru noi model de vețuire în Hristos. Maica Domnului pentru noi este rugătoare înaintea tronului preasfintei Treimi. Maica Domnului pentru noi este ocrotitoare și păzitoarea noastră și mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Iar prin nașterea fiului ei, ea devine mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită decât serafimii, pentru că ea se sfințește și în același timp cere milă și har pentru întreg neamul omenesc aflat sub robia păcatului și a morții. Tot în această zi îl avem și pe Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana și ne bucurăm foarte mult că în mănăstirea aceasta altarul la care am slujit astăzi este închinat sau îl are ca ocrotitor pe Sfântul Nicodim de la Tismana, un cuvios născut în sudul Dunării, de neam macedo-sârb, sau de neam sârb, cum
este scris în Sinaxar, care s-a născut în anul 1320, la Prilep, și într-o familie de buni credincioși, și-a făcut o educație frumoasă, iar după aceea a mers în muntele Athos, unde a petrecut în mănăstirea Filandar. Acolo a trecut prin toate treptele viețuirii monahale, ajungând starețul acestei mănăstiri și chiar făcând parte din conducerea muntelui Athos. O perioadă din timpul viețuirii sale în Athos a petrecut-o ca și sihastru, petrecând în rugăciune. Trebuie să amintim că Sfântul Nicodim a fost contemporan cu Sfântul Grigorie Palama. Și era o dispută în perioada respectivă, aceea rugăciunii inimii, pe care vedem că Sfântul Grigorie Palama o explică și o fundamentează încât devine învățătura de bază a credinței noastre, prin care vedem că omul se sfințește prin rugăciune, iar cei care rostesc rugăciunea inimii sau rugăciunea neîncetată, aceștia dobândesc multe daruri de la Dumnezeu, curățându-și mintea și sufletul și devenind cei vase alese ale Duhului Sfânt. După 1360, 1362, se întoarce în Serbia, dar ca și stareț al mănăstirii Hilandar, a avut un rol important la împăcarea Bisericii Sârbe cu Patriarhia Constantinopolului. Se bucura pentru viețuirea lui Sfântă și pentru darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu, darul facerii de minuni și al înainte vederii, se bucura de aprecieri din partea Patriarhului Ecumenic. De aceea, Cneazul Lazar i-a cerut acestui cuvios ca să intervină pe lângă Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Ecumenică a ridicat sancțiunea sau anatema pe care o aruncase asupra Bisericii Serbiei în nord. Aici găsește câteva comunități monahale și chiar contribuie la intensificarea și la mai buna organizare a viețuirii monahale. Astfel, Târâul Vodița, unde era o comunitate monahală de sihaștri, a construit biserica și chiliile pentru mănăstirea Vodița. Ulterior a mers la Tismana, pe râul Tismana, și a construit mănăstirea Tismana. S-a bucurat de aprecierea și de căutarea credincioșilor, dar și a sihaștilor din zonă, care l-aveau pe cuviosul Nicodim ca și duhovnic, ca și povățuitor, dar și ca pe un părinte cu trăire aleasă, care le vindeca bolile și le dezlega păcatele pentru ca ei să primească har și mântuire și vindecarea suferinților din lumea aceasta. Mai târziu, vedem că mai înființează încă două mănăstiri în spațiu românesc, mănăstirea Vișna și mănăstirea Prislop, iar în anul 1406, în data de 26 decembrie, își dă sufletul în mâinile lui Dumnezeu, fiind înmormântat în mănăstirea Tismana. După o perioadă de timp, Sfintele lui Moaște au fost așezate în biserică spre cinstire, iar credincioșii care erau bolnavi și cei demonizați și cei care sufereau de diferite boli, veneau și se rugau Sfântului și primeau vindecare suferinților lor. Ulterior, domnitorul țării românești a vrut ca să ia moaștele la București, fapt care a condus la ascunderea moaștelor, pentru că Sfântul nu a vrut să meargă în țara românească, a vrut să rămână la Tismana și s-a arătat starețului, dar și unui călugăr, și a spus că se ia un deget din Sfintele lui Moaște, iar cealaltă parte din Sfintele Moaște să fie îngropate. Au fost îngropate într-un loc anume, s-a transmis din generație în generație, până când la un moment dat a dispărut locul exact, pentru că nu s-a mai transmis mai departe locul unde se află moaștele Sfântului Cuvios Nicodem. Însă credincioșii care merg sau care ați vizitat mănăstirea Tismana, ați văzut acolo că există degetul Sfântului Nicodem și există o mare evlavie față de acest sfânt, care a contribuit la organizarea monahismului din partea de nord a Dunării, din sudul țării noastre, în zona Olteniei. Iubiți credincioși și credincioase,
Sfântul Nicodim a contribuit la intensificarea organizării monahale, ca unul care venea din Athos. Până de mult scriau chiar unii că el este organizatorul vieții monahale în spațiul nostru. Nu este organizatorul vieții monahale pentru că erau sihăstrii și înainte de a veni și mănăstiri și înainte de a veni Sfântul Nicodim în spațiul românesc de astăzi. Însă el, ca unul care venea din Athos, cu autoritatea, cu harismile, cu darurile pe care le avea de la Dumnezeu, a reușit să organizeze mai bine obștele monahale și să contribuie la înflorirea isihasmului în spațiul românesc. Pentru că, așa cum vedem, cu experiența dobândită în Athos, ca unul care avea rugăciunea inimii, a transmis și a învățat și pe ucenicii lui să zică rugăciunea inimii. Având în vedere că anul acesta în Patriarhia Română s-a vorbit foarte mult despre rugăciune, pentru că a fost un an închinat rugăciune, vedem că atât Maica Domnului, cât și Sfântul Nicodem, pe care îi prăznuim astăzi, sunt oameni ai rugăciunii, în primul rând, pentru că ei s-au rugat mult lui Dumnezeu. Iar în momentul în care cineva se roagă cu smerenie lui Dumnezeu, acela primește răspuns de la Dumnezeu, împlinirea dorinților lui. Se curăță de păcate, se vindecă de boli și primește grabnic împlinire sau grabnic alinare în toate necazurile și suferințele pe care le are. De aceea, iubiți credincioși și credincioase, Sfântul Nicodim rămâne în istoria noastră locală ca un mare isihast, ca un mare rugător și ca un mare organizator al monahismului, pentru că, iată, a contribuit la o mai bună organizare a mănăstirilor din spațiul românesc. Vedem mai târziu, același lucru îl va face și starețul Paisie de la Neamț, Sfântul Cuvios Paisie, care în câteva secole mai târziu, venind de Moldova și văzind aici obștile monahale, a dus cu sine traducerile sau scrierile Sfinților Părinți pe care le-a găsit în Athos și a contribuit la intensificarea și la extinderea isihasmului în spațiul românesc. În această zi de sărbătoare îi mulțumim lui Dumnezeu că ne dăruiește bucurii de acestea netrecătoare atunci când ne întâlnim în biserică pentru a-i pomeni pe Sfinți. Și de data aceasta am cinstit-o și-o pomenit pe Maica Domnului, vasul cel ales prin care s-a întrupat Domnul Hristos, dar și pe Sfântul Cuvios Nicodim, care, la fel, prin smerenie, prin pocăință, prin rugăciune neîncetată, s-a făcut vas al Duhului Sfânt și rugător pentru noi înaintea tronului lui Dumnezeu. În această zi de sărbătoare îl felicităm și pe Părintele Stares Nicodim, care, vedeți, moștenește din virtuțile și din darurile pe care le-a avut Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, odată cu numele, a moștenit și din calitățile acestuia, pentru că și Părintele Nicodim aici are o lucrare foarte frumoasă, așa cum știți și dumneavoastră. A reușit să redea viață acestei mănăstiri și nu numai să-i redea viață, ci chiar să o facă să devină un loc foarte căutat de credincioși, pentru că aici găsesc alenare, aici găsesc duhovnici iscusiți și părinți cu viață îmbunătățită, care să le dea binecuvântare și dezlegare de păcate și în același timp să le bucure viața prin povața și prin rugăciunea înaintea tronului Preasfintei Treimi. Am văzut, preacuvioase, de-a lungul timpului, o legătură între noi și Sfinții pe care îi cinstim sau o căror nume îl purtăm. Lucrul acesta l-am constatat cu ani în urmă când unii tineri erau numiți în parohii și în momentul respectiv îi întrebam pe ei: la ce sfinț te rogi? La ce sfânt te rogi? Și le spunea: Sfântul Gheorghe, Sfântul Mina sau ce, sau Maica Domnului. Și când mă uitam în dosarele parohiei respective sau parohiilor respective, constatam că parohiile aveau ca și sfinț ocrotitor pe sfinții la care se rugau tinerii respectivi. Alegerea sau numele pe care l-am primit la călugărie nu este întâmplător, pentru că vedeți, Dumnezeu, care în mod minunat ne povățuiește și ne poartă de grijă, a făcut ca să fiți aici în
preajma Iașului, într-o mănăstire care să fie la inima credincioșilor și asemenea Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana să aveți un rol important în zilele noastre la intensificarea credinței ortodoxe și la păstrarea valorilor, mai ales în lumea în care trăim, unde e nevoie de modele, e nevoie de oameni rugători, e nevoie de oameni care să slujească pe Domnul Hristos și Biserica sa cu toată ființa. În această zi în care vă serbați ocrotitorul, noi vă felicităm și ne rugăm Domnului Hristos să vă dăruiască ani mulți și buni, cu sănătate, cu bucurii sfinte, cu împliniri și cu bucurii netrecătoare, pentru că mănăstirea Hadâmbu a devenit un loc de referință și un loc de pelerinaj pentru mulți pelerini, nu doar de aici din Moldova și din România, ci chiar din afara granițelor țării. Și din Basarabia sunt foarte mulți pelerini care vin cu mult drag aici, pentru că au aflat loc de rugăciune și în același timp au primit povață și sfatul comunicesc întorcându-se acasă cu bucurie în inimile și în sufletele lor. Noi vă mulțumim pentru invitația de a fi astăzi împreună cu dumneavoastră la hramul mănăstirii, la hramul acestei biserici, acestui paraclis. În același timp mulțumim în numele Preasfințitului Părinte Teofan pentru dragostea pe care o are față de Basarabia și pentru sprijinirea proiectelor noastre. Ne rugăm Sfântului Cuvios Nicodim să vă ocrotească, să vă bucure și să mijlocească înaintea Tronului Preasfintei Treimi pentru noi și pentru toți cei care sunt pelerini în această mănăstire. Am pornit încet prin sat, mic și mari ne-am adunat, să ne fim colindători la cei ce au sărbători. Colindăm, 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 inima să bucurăm, inima să bucurăm. Prin troiene și prin cer am pornit cu leruile, colinde îl cinstim, pe Iisus din Vitlaim. Colindăm, 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 inima să bucurăm, inima să bucurăm. Deschide poarta, om bun, că suntem de multe drum. Glasurile ne-o îngheța, mâinile ne-o degera. Colindăm, 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 inima să bucurăm, inima să bucurăm. Cât or fi colindători, nu-mi uita că sărbători, satul parcă îi mai viu, în suflete nu-i pustiu. Colindăm, 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 inima să bucurăm, inima să bucurăm. Cât mult
pui pace pe pământ. Nu lași colinda să piară pe români din orice țară. Îi întorci, îi întorci la lor vie, în frumoasa, în frumoasa Românie. Îi întorci la lor vie, în frumoasa Românie. Îi întorci la lor vie, în frumoasa veste iarnă ca-n poveste, noi umblăm să dăm dreveste. Linui, Doamne, lin, linui, Doamne, lin. La oameni din casă-n casă, veste mare și frumoasă. Linui, Doamne, lin, linui, Doamne, lin. Că noaptea de ajun, lerui, Doamne, ler. Fiul Domnului cel bun, lerui, Doamne, ler. Iisus cel frumos și sfânt, lerui, Doamne, ler. S-a născut pe acest pământ, lerui, Doamne, ler. Clopoțel la geam răsună, vede ce te gazdă bună. Linui, Doamne, lin, linui, Doamne, lin. Am venit cu bucurie, vestea să-ți o dăm și ție. Linui, Doamne, lin, linui, Doamne, lin. Umple masa de Crăciun, lerui, Doamne, ler. Cu bucate și vin bun, lerui, Doamne, ler. Nașterea să o cinstești, lerui, Doamne, ler. Cu drag să te veselești, lerui, Doamne, ler. Mic popas la tine acasă, vom face și om sta la masă. Linui, Doamne, lin, linui, Doamne, lin. Și un colăcel de la tine îndrai să-l oprinde bine. Linui, Doamne, lin, linui, Doamne, lin. Că mai departe plecăm, lerui, Doamne, ler. Vestea mare să o dăm, lerui, Doamne, ler. Rămas bun să ne trăiești, lerui, Doamne, ler. Lângă cei care iubești, lerui, Doamne, ler. Bunul Dumnezeu să-ți dea, lerui, Doamne, ler. Tot ce cere inima, lerui, Doamne, ler. Dragoste, noroc și bani, lerui, Doamne, ler. Sănătate la mulți ani, lerui, Doamne, ler. Nici o casă să nu rămâne necolindată, iar voi să vă bucurați de dragostea celor care vă ascultă și asemenea îngerilor, să aduceți bucurie celor care sunt întristați, celor care poate sunt departe și celor care vor să primească pe Hristos. Trebuie să mulțumim răgăbloasă și cântăreților care astăzi au dat răspunsurile la strană, că aproape chiar astăzi scape. Foarte frumos și duios și înălțător ne-au purtat cu mintea rugăciune și o rugăm pe Dumnezeu să-i întărească și să-i bucure, să le dea voci puternice și până la adânci bătrânețe să slăbească pe Hristos, iar anul care vine este închinat melozelor. Cred că o să fie multe activități, așa că invităm odată și la noi în eparhie să colindem. Iar pentru colindătorii noștri de aici le oferim măcar câte un calendar, că nu ne-am pregătit. Dacă ne spuneau, luam și nuci, și mere, și covrici. Pe iau la ușă. Mălaie!